Tirul se pare că s-a răsturnat din cauza unei explozii la o roată, iar șoferul a pierdut controlul mașinii. În momentul accidentului, șoferul conducea o Dacia Logan cu numere de Timiș pe centura de vest a Ploieștiului. După explozia unei anvelope, un tir încărcat cu sare a intrat pe contrasens, a rupt separatoarele de sens din beton și s-a răsturnat peste autoturism. După aproape o oră și jumătate de la producerea accidentului, de pe centura de vest a Ploieștiului, șoferul autoturismului marca Logan a fost descarcerat. Victima accidentului era conștientă în momentul scoaterii de sub fiarele contorsionate ale Daciei. Șoferul a fost preluat de un elicopter SMURD și va fi transportat la un spital de urgență din București. Este vorba de un bărbat de 36 de ani, victima unui accident rutier, a fost încarcerat mult timp. Se pare că leziunile sunt minore, însă trebuie investigat. Da? Unde va fi dus acum? La București, la Floreasca. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de 5 km timp de câteva ore. S-a rupt asta, uite. Dar cum a intrat asta, mă?